Pe mine m-a dezamăgit ce s-a întâmplat în lumea științifică. Era un articol care era un articol de duminică după amiază scris pentru popularizarea științei, în care am spus un lucru și s-a interpretat total greșit. Deci era vorba de Darwin a avut două lucrări de bază, Originea speciilor și Originea omului. Deci nu era vorba de Originea speciilor, pentru că toată lumea a sărit pe mine legat de această lucrare, era vorba de Originea omului. Ceea ce am spus eu este o teorie, nu e emisă de mine, este emisă de niște fizicieni care se ocupă de teoria spațiilor paralele. Deci sunt lucruri care, cum să spun, sunt discutate la nivel științific nu de mine ca individ, ci de specialiști în evoluția și formarea Universului. Deci nu e o părere personală a mea. Am preluat, am spus că îmi place mai mult teoria respectivă decât teoria legată de originea omului. Și asta e tot. Deci fiecare are dreptul la opinie. Însă reacțiile au fost, din păcate, politice. Reacțiile au fost foarte puternice, pentru eu îi cunosc pe cei care au avut reacțiile respective, inclusiv cei de la Adastra, pe care îi cunosc foarte bine, că am colaborat timp de 10 ani. Eu eram, la momentul respectiv, în Forumul Academic Român. Eram în aceeași echipă. Dar, între timp, ne-am distanțat din rațiuni politice ale lor și reacțiile lor sunt politice, nu sunt reacții științifice, din păcate. Și nu numai ei. Ca un istoric să-și dea cu părerea despre capacitatea științifică a unui chimist, mi se pare ne la locul lui total. A fost pentru mine o dezamăgire să văd reacția lumii științifice declanșate din rațiuni politice. Pentru că a fost clar, persoanele care m-au atacat aveau alte opțiuni politice. Dreptul lor. Nu numai că sunt chimist, dar prin ceea ce fac, eu lucrez la interfață dintre chimie și biologie. Am cunoștințe avansate de biologie moleculară. Specialitatea mea, care poartă denumirea de chimie supramoleculară, se ocupă tocmai de modul de organizare a proteinelor, spre exemplu, de mesaje chimice care se transmit în interiorul celulelor, deci o mecanismele astea le știu foarte bine. Faptul că replicarea ADN-ului, deci mulți oameni care își dau cu părerea despre o teorie sau alta, nu au aceste cunoștințe. De aceea m-au surprins reacțiile legate de afirmațiile pe care le-am făcut, care aveau în spate o experiență științifică din partea mea. Deci nu am făcut chiar niște afirmații total descoperite. Faptul că ADN-ul nostru este apropiat de ADN-ul altor viețuitoare de pe Pământ nu înseamnă că avem o origine comună neapărat. Și el asigură funcționarea la nivel celular, deci noi avem la nivel celular nevoie de anumite proteine, respirăm aer, avem nevoie de transport de oxigen, furnizare de energie, deci astea sunt principii comune de funcționare a unei celule. Dacă am fi trăit într-un mediu cu bioxid de carbon sau bioxid de sulf în loc de oxigen, funcționa cu totul altfel, ADN-ul era altul. Deci faptul că ADN-ul este comun nu înseamnă neapărat că avem un strămoși comun, ce înseamnă că ADN-ul asigură funcționarea la nivel celular într-un anumit mediu. Deci asta e ideea. Nu are rost să intru în amănunte, pentru că lumea nu poate urmări ceea ce și iar o să înceapă discuții. În mod categoric nu suntem singuri. Că această teorie a universelor paralele este valabilă sau nu, vom vedea în viitor. Cu cât avansăm în cunoaștere, cu atât vom înțelege mai mult. De exemplu, am vizitat de curând Institutul Acceleratorul de Particule de la CERN și am avut discuții cu cei de acolo legate de originile Universului. Există o perioadă imediat după Big Bang, când informațiile sunt foarte limitate pentru că lumina avea un alt comportament la momentul respectiv și avem nevoie de informații legate de unde gravitaționale, spre exemplu. E un lucru foarte nou, abia au fost puse în evidență. Deci noi, pe măsură ce evoluăm, căpătăm informații legate despre originea Universului și modul de evoluție a Universului, informații noi care ne pot schimba viziunea de pe un moment pe altul. Deci nu este firesc
să respingi total o idee a cuiva, indiferent cât de, să spunem, trăsnită ți-ar părea, pentru că în mod categoric nu suntem singuri. Că această teorie a universelor paralele este valabilă sau nu, vom vedea în viitor. Cu cât avansăm în cunoaștere, cu atât vom înțelege mai mult. De exemplu, am vizitat de curând Institutul Acceleratorul de Particule de la CERN și am avut discuții cu cei de acolo legate de originile Universului. Există o perioadă imediat după Big Bang, când informațiile sunt foarte limitate pentru că lumina avea un alt comportament la momentul respectiv și avem nevoie de informații legate de unde gravitaționale, spre exemplu. E un lucru foarte nou, abia au fost puse în evidență. Deci noi, pe măsură ce evoluăm, căpătăm informații legate despre originea Universului și modul de evoluție a Universului, informații noi, care ne pot schimba viziunea de pe un moment pe altul. Deci nu este firesc să respingi total o idee a cuiva, indiferent cât de, să spunem, trăsnită ți-ar părea. Pentru că cum defini pentru omul care nu are bază științifică teoria asta a lumilor paralele? Este greu de înțeles, să știți. Nu poți explica unor copii de clasa 10 această teorie a lumilor paralele. Pentru că aceasta presupune derularea evenimentelor independent de timp. Sunt lucruri, spre exemplu, noastră, dacă vă spun că existați și nu existați în același timp, la nivel cuantic, puteți înțelege acest concept. Conceptul de mecanică cuantică este foarte, foarte dificil de înțeles. Și se spune că sunt foarte puțini fizicieni. Ei spun că le înțeleg, dar de fapt nu le înțeleg. Cu probabilitatea de existență a particulelor, deci noi la nivel cuantic ne comportăm, să spunem, ca sisteme total diferit de modul în care ne comportăm la nivel macroscopic. Lucrul ăsta nu e ușor de înțeles. Este foarte greu de înțeles pentru oameni cu experiență, pentru filozofi, pentru specialiști fizicieni, chimiști, biologi, dar aminte pentru oameni care nu au o instruire aprofundată în această direcție. E greu de explicat un astfel de concept. Dar